Sărbătoarea de astăzi este și o ocazie de mulțumire adusă de Dumnezeu pentru o frumoasă celebrare liturgică ce se petrecea în Basilica Mama a Basilicilor, în Basilica San Pietro, acum 20 de ani, în timpul pontificatului Sfântului, acum Ioan Paul al II-lea. Este un moment de aducere aminte și un moment de rememorare a misiunii episcopale, care este, în primul rând, o misiune de jertfă cu Hristos, pentru Hristos și în Hristos, o misiune în care bucuria slujirii se îmbină cu limitele umane, cu limitele exterioare, cu forța răului, dar o misiune care este întărită de puterea celui care a conferit-o, de Hristos, Marele Preot, și de mâinile Episcopului Hilotomisitor, Sfântul Ioan Paul al II-lea. Este o ocazie de mulțumire, spun, pentru toate harurile primite în acest timp de episcopat și voi lega aici cu acel cuvânt pe care Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea l-a înscris pe bula pontificală de numire, care sună atât de frumos în limba latină. Este un verset din Psalmul 125. Qui confidunt in Domino sicut mons Sion, in aeternum non commovebitur. Și într-o traducere în limba română ar suna cam așa: aceia care au încredere în Dumnezeu sunt asemănători muntelui Sion, în veci nu se vor cutremura. Este acest motto, sigur, și un moment de examinare a conștiinței, un moment în care ne întrebăm de câte ori am rămas cutremurați în fața răului, pentru că misiunea noastră creștină și misiunea episcopală, prin excelență, este și o luptă cu răul. Este și o luptă cu răul, cu răul din noi, din afara noastră, cu care cu toții avem de luptat. De asemenea, un alt cuvânt pe care l-am primit și mi s-a părut semnificativ la începutul misiunii a fost atunci când Nunțiul Apostolic Ianuș Bolonec, vestind această misiune episcopală și văzându-mă uimit, a spus: poți face mult bine. O frază care atunci m-a pus pe gânduri, dar care cu siguranță mă pune pe gânduri de fiecare dată când o repet, dacă într-adevăr am reușit să fac acel bine pe care Dumnezeu îl aștepta de la mine. Doresc să mulțumesc tuturor acelora care m-au însoțit în rugăciune în acești 20 de ani de episcopat, să mulțumesc confraților episcopi, confraților preoți, cuvioaselor persoane consacrate și persoanelor care sunt aici prezente împreună cu noi la această celebrare liturgică. Să mulțumesc laicilor consacrați reuniunii Maicii Domnului. Să vă mulțumesc dumneavoastră, iubiților credincioși a Eparhiei de Cluj-Gherla, și să îl rog pe Bunul Dumnezeu să vă răsplătească
pentru rugăciunile dumneavoastră și însoțirea spirituală și înțelegerea din acești 20 de ani de episcopat. Sigur, mă aflu aici, vreau să cred, nu din voință proprie, ci din voința lui Dumnezeu. Și îi cer în continuare Marele Preot Hristos harul de a putea arăta calea spre mântuire sufletelor pe care El le conduce și mi-a încredințat mie această păstorire vremelnică aici pe pământ. Bine știind acel cuvânt pe care îl rostea Sfântul Augustin, sunt creștin împreună cu voi, dar episcop pentru voi. Permiteți-mi să închei cu acea rugăciune pe care o rosteam și în alte rânduri cu această ocazie. Rugăciunea unui episcop. Doamne, curăță mintea și inima și condu-mă pe calea dreaptă ca o lumină strălucitoare. Dăruiește-mă un cuvânt ferm când deschid gura. Dăruiește-mă limbă clară și prin intermediul limbii de foc a Spiritului Tău, prezența Ta să mă însoțească mereu. Păstorește-mă, Doamne, și păstorește Tu alături de mine pe cei care sunt încredințați mie, pentru ca inima mea să nu mă ducă nici la dreapta, nici la stânga, ci Spiritul Tău cel bun să mă îndure, să mă îndrume pe calea cea dreaptă, pentru ca faptele mele să fie după voința Ta și să fie cu adevărat așa până la ultima suflare a vieții mele. Amin. Vă mulțumesc. Lăudați să fie Iisus Hristos!